Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. Bine, acest episod v-am pregătit ceva foarte, foarte, foarte tare. M-am gândit să facem o serie de car showcase, gen mașini din viața reală. Așa că aș aprecia foarte mult dacă mi-ați dat niște sugestii în secțiunea de comentarii de ce mașini mai vreți să vedeți pe viitor la această miniserie de car showcase. Ei bine, astăzi avem o mașină, una dintre astea, cred că o vedeți, dacă nu, o să o vedeți imediat. Și vreau să vă zic că dacă vreți jocuri ieftine, aveți un link în descriere de la G2A, așa că mergeți acolo, folosiți codul GAMI pentru 3% cashback. Și da, și să nu uitați chestia de dacă facem 200.000 de abonați până pe 1 iunie, mă vopsesc roșu în cap, ceea ce ar fi super tare. Bun, hai să începem episodul. Bine, avem câteva mașini aici în parcarea asta de aici de sus, de unde suntem noi. Avem un GP1, avem un Itali GTB, avem un Nero, avem acest Koenigsegg Agera R, care o să fie mașina noastră de astăzi cu care o să ne jucăm, un 811 și un Zentorno. Le-am așezat așa pentru că mi se pare că arată foarte, foarte tare și destul de interesant, așa că, da. Hai să ne urcăm în Koenigsegg-ul nostru, care, din punctul meu de vedere, arată prea tare. Nu scoate el foarte mari zgomote, pentru că înlocuiește o mașină destul de veche și destul de înceată, dar totuși arată genial această mașină și merge destul de repede, nu pot să zic că nu merge tare. Wow, 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 wow. Da, hai că, ok, e bine, e bine, e bine. Da, v-am sugerat, m-am întrebat pe Facebook ce vreți și mulți au zis că vor Koenigsegg și mie îmi place foarte tare mașina asta și de aceea am vrut să o facem. Nu știu, și mai spuneți în comentarii ceva sugestii, ce ați mai vrea să facem, gen test de viteză, test de handling, test de nu știu cum, test de nu știu cum. Spuneți-mi ce vreți să facem și eu o să fac. Din păcate nu putem tuna mașina asta, e o chestie destul de nasoală, dar nu avem ce să-i facem. Așa e modul, nu putem tuna mașina, deci da. Hai să facem o chestie, hai să mergem pe plajă și să spawnăm mai multe mașini din astea, știi? Să le facem altă culoare fiecare, cred că ar fi destul de interesant. Opa, așa. Bun. Deci asta e albă, da? Hai să vedem, vehicle spawning. Super și Entity XF este mașina. Bun, deci uite cum avem pe negru. Așa, ce culori mai avem? Galben, cu linia aia de albastră acolo chiar arată destul de urât galben, după părerea mea. Ia să vedem ce mașini mai avem, ce culori. Verdele ăsta, na, nici ăsta nu prea îmi place, sincer să fiu. Tot albul ăla arată super, super mișto. Pe portocaliu așa arată interesant, pot să zic. Albastru, mamă, dar arată mișto rău cu linia asta așa. Pe albastru, lol, adevărat. Bă, dar e prea noapte, mă, bă, e prea noapte. Dă-i și tu afternoon, așa. Cu weather extra sunny. Bun, perfect. Roșu, mamă, cum arată pe roșu, numărul 1. Pe gri, bă, să știi că arată destul de interesant așa pe gri. Griul ăsta închis cu albastru. Chiar arată foarte, foarte tare. Cred că știți mașina asta din filmul Need for Speed din 2014, parcă a apărut filmul. Mamă, ăsta e un gri mai deschis. Când era cursa aia, știi, cu... am uitat cum îi cheamă. Cu actorul ăla bun, cu... pe ăla chiar nu știu cum îl cheamă. Dar știu că era unul Dino, știi, și mai era unul Pit care a murit, omorât de Dino ăla. Că l-a aruncat de pe pod, gen... ups, n-am vrut să fac asta, scuze. Da, și de atunci mie îmi plac foarte tare mașinile astea. A, pe bune și o iau cu culorile de la început, serios? Wow. Da, o văd cu ea de la început, e din nou verde, din nou așa, știi? Totuși, dacă ai avea toate mașinile astea în viața reală așa pe plajă, să fie și plaja ta, eu zic că ar fi ceva, știi? Mamă, deci arată numărul 1, deci e prea genial modul ăsta. Ia uitați-vă cum arată toate mașinile astea așa. Pe malul mării, frate. Știi, să fiți mai mulți prieteni așa, știi, să fie, aibă fiecare câte o mașină dată, știi? Să merge așa pe stradă cu câte mașini sunt, chiar adevărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mașini. Să fiți 15 inși cu 15 mașini, asta exact la fel de alte culori, știi, să merge așa pe stradă. Ar fi prea tare. Bun,
Hai să vedem oare pe care aș lua-o eu. Sincer să fiu, mă inspiră asta roșie și asta albastră, asta gri și asta albă. Nu știu cu care să merg. Cu asta albă merg, deci e prea genial pe albă. Deci arată mult, mult prea genial pe alb. Haideți să o vedem și pe interior. Un pic așa. Uite la interiorul cu bordul acolo, cu volan, cu scaunele astea super, super tari. Hai să ne punem și în first person să vedem ca lumea. Mamă. Și scrie Aghera, frate, acolo. Uite și cum face ăla când accelerez, mă, frate. Uite, se mișcă ăla, mi-arată câte mile am la oră. Prea tare modul ăsta, uite, scrie Koenigsegg. Și chiar așa arată mașina înăuntru, frate. Cât de mișto poate să fie chestia asta. Oh, și avem și o trapă aici foarte tare. Lol. Dar degeaba, pentru că această mașină nu are hidraulice. Oh, oh. Mașină sport cu hidraulice. Ce ziceți de asta, băieți? Eu zic că e șmecher. Uite, și poți să sari așa cu mașina. Up, up, up. Prea tare. Bun, fraților, cam asta și cu acest scurt episod de GTA 5 cu modul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like și să nu uitați că în descriere aveți un link de unde puteți cumpăra jocuri ieftine de pe G2A. Și da, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!